fel ca și obezitatea, se pare că sunt cei mai mari criminali din această lume. Criminali prin complicațiile pe care le aduc aceste afecțiuni. De menționat că, într-adevăr, a început să devină, să se facă o diferență între persoanele sub 18 ani și persoanele mai în vârstă în ultima perioadă, pentru că în ultima perioadă au devenit mai la modă printre tineri alte dependențe, care sunt însă la fel de rele sau poate chiar și mai rele, și vorbim aici de dependența de substanțe psihoactive, așa zisele droguri, dependența de jocuri de noroc. Dar aici este vorba despre alcool. Ce face alcool? În primul rând, mie nu-mi place să folosesc termenul de alcoolist. Mi se pare că e un termen care denotă cumva un fel de slăbiciune sau un fel de viciu. Prefer termenul de probleme legate de consumul de alcool. Și acest lucru îl fac pentru că problemele legate de consumul de alcool sunt diagnosticate ca și afecțiuni psihice. Deci, practic, când vorbim de o persoană, de exemplu, care este dependentă de alcool, vorbim de o afecțiune psihică. Nu vorbim de un viciu, nu vorbim de o slăbiciune sau de altceva de genul acesta. Practic, nu vorbim despre o vină. Nu vorbim despre o vină, într-adevăr. Sunt total de acord. Vorbim despre afecțiune psihică. Eu astfel privesc persoanele care au probleme legate de consumul de alcool, ca niște persoane bolnave care suferă de o afecțiune, la fel cum putem suferi de orice altă afecțiune. Sunt descrise mai multe tipuri de dependență de consumul de alcool și unele dintre ele se pare că sunt într-adevăr afecțiuni genetice, adică și se și transmit genetic, altele au alte cauze. Vorbind acum, încercând să răspund la întrebarea noastră inițială, ce face alcoolul? Ce face alcoolul? În primul rând, creează dependență. Ce înseamnă dependență? Înseamnă că atunci când ești tânăr, bei o bere și te înveți, după aia, peste 6 luni trebuie să bei 2 beri ca să te înveți. Deci se instalează dependența. La un moment dat trebuie să bei 1 kg de vin și după aia 1 kg de țuică. Se instalează obișnuința, toleranța și consumul de alcool necesar ca să obții efectul dorit devine din ce în ce mai mare. Primul lucru care se întâmplă la persoanele care sunt dependente de alcool este pierderea controlului consumului de alcool. Atunci când o persoană nu se poate opri în a bea doar o singură bere și trebuie să bea până când obține acel efect al intoxicației alcoolice, înseamnă că deja avem o problemă. Iar primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să putem să rezolvăm această problemă este obligatoriu ca persoana să realizeze și să accepte că are o problemă. De ce este alcoolul unul dintre cei mai mari criminali din lume? Prin complicațiile lui. V-am spus, prin complicațiile consumului de alcool. Și aceste complicații sunt, desigur, în primul rând, ciroza hepatică, afectarea ficatului. Ficatul sărac încearcă și el să scape de efectele toxice ale alcoolului, încearcă să-l metabolizeze, dar la rândul lui ajunge să sufere. Dar, de fapt, toate organele sunt afectate. Inima, rinichii, foarte important, creierul este afectat. Afecțiunile sunt ireversibile? Dacă ajungem în stadii de genul acesta, de exemplu ciroză hepatică, afecțiunea este ireversibilă. Sigur că putem trăi și cu ciroză hepatică și chiar și 20-30 de ani dacă renunțăm la consumul de alcool. Dacă ajungem doar în stadiul de hepatită toxică, hepatită cronică toxică alcoolică, atunci se știe că ficatul are capacitatea cea mai mare de a se regenera și se regenerează foarte repede. Practic, în câteva luni, un consumator cronic de alcool poate avea un ficat absolut sănătos. Repet, până când se ajunge în stadiul de
aciroză. În momentul acela, ficatul nu mai reușește să regenereze cum trebuie. Iar cât despre creier, afecțiunile sunt irreversibile, pentru că în creier avem neuroni, avem și alte celule, dar neuronii sunt celulele care teoretic nu se mai divid. Ne naștem cu 100 de miliarde de neuroni, de-a lungul vieții pierdem din acești neuroni, în funcție de cât de mult avem grijă de creierul nostru, pierdem mai repede sau mai rapid din acești neuroni. Alcoolul, desigur, contribuie la creșterea pierderii, vitezei cu care pierdem acești neuroni. Și dacă neuronii au murit, atunci rămân morți. Care ar fi primul semn care trebuie să ne dea de gândit și cum să acționăm ca să ajungem să prevenim și nu să tratăm? Așa cum am spus, primul semn că avem o problemă este, de fapt, în momentul în care nu mai reușim să controlăm consumul de alcool. Atunci când nu reușim să ne oprim după ce am băut o singură bere, de exemplu. De obicei, persoanele apropiate, familia, prietenii remarcă acest lucru și încep să ne semnalizeze că avem o problemă. În fazele inițiale, persoana respectivă, desigur, că neagă că are o problemă. Este clasic răspunsul, nu, eu n-am nicio problemă. Dacă vreau, pot să mă las oricând. Numai că nu se lasă. Și sunt multe mituri și credințe greșite, mai ales în zona noastră, în zona, să zicem, în România, poate și mai mult în zona noastră. Apropo, vreau să menționez că România este fruntaș la consumul de alcool per cap de locuitor. Și am participat la diferite simpozioane legate de această problemă, adicția de consumul de alcool. Și țin minte că am văzut la un moment dat o statistică foarte interesantă, prezentată de un mare adictolog, să spun așa, psihiatru specializat în adicții, în care România era pe locul 3 la momentul ăla, era prin 2014-2015, era pe locul 3 la consum de alcool, dar pe locul 2 era Republica Moldova, pe locul 1 nu mai știu exact, cred că era Belarus. Oricum m-am ridicat în picioare și am vrut să-i specific acestui domn. Știți că în această statistică, dumneavoastră, în afară de faptul că i-am explicat că Republica Moldova are o legătură destul de strânsă cu România, în această statistică, dumneavoastră, nu ați băgat decât alcoolul vândut legal. Dar cel puțin la noi în Vrancea, toată lumea are măcar un hectar de vie și își face vinul acasă, care nu este luat în calcul la aceste statistici. În ultima perioadă, evident, România se urcă vertiginos către locul 1 la consumul de alcool per cap de locuitor și, desigur, la numărul de dependențe de consum de alcool. Dacă se consumă în fiecare zi cantități mici sau, nu știu, moderate, să spunem, este adicție sau nu? Organizația Mondială a Sănătății spune că un consum de alcool moderat este sănătos pentru sănătatea noastră fizică. Dar consumul moderat pe care îl consideră Organizația Mondială a Sănătății, pe care ar trebui să-l avem și pe care să nu-l depășim, în momentul în care îl depășim, deja avem probleme, este de o unitate de alcool, ceea ce înseamnă undeva la 250 de mililitri de, hai să zicem, 330, o bere, un 100-150 de mililitri de vin, cam 30 de mililitri de tărie, deci cam în felul acesta. Și chiar discutam cu colegi de-ai mei, cum să poți să bei doar o bere de 330 de mililitri și după aia să te oprești când ești undeva la o petrecere și așa mai departe. Asta e doar deschiderea unei ori. Exact. Din păcate, este aproape imposibil să facem, să avem acest consum, care într-adevăr este sănătos. Și printre miturile și credințele greșite care există în zona noastră, deși și francezii au cam aceeași problemă, este mitul francez, nu știu dacă știți despre el, mitul francez care spune că
ei sunt protejați de boli cardiace pentru consumul vin roșu, lucru care între timp a început și ăsta să fie cumva contestat, dar în schimb mor de ciroză. Mitul ăsta este că alcoolul este aliment. Sau că vinul este aliment. La noi este unul dintre aceste mituri. Un alt mit este, mai ales în zonele rurale, eu nu pot să mă duc să muncesc dacă nu consum ceva. Alcoolul îmi dă putere, îmi dă tărie, pot să sap mai bine, pot să muncesc mai bine. Eu am o vorbă și le spun acestor oameni care îmi spun chestia asta, îi zic, ar trebui să-mi iau și eu o sticlă de vin aici să mă pun la cabinet, să stau și eu să mă trag câte o dușcă din când în când, că și eu sunt la servicii aici. Ei au impresia că ca urmare a faptului că atunci când muncesc, metabolismul este mai rapid și ficatul are un metabolism mai rapid și atunci el distruge mai rapid alcoolul și persoana nu se mai îmbată. Și pentru că nu se îmbată, consideră că ficatul nu are de suferit. Dar ficatul sărac muncește. Și muncește mult. Deci el, practic, muncește mai mult decât în mod normal. Ei au impresia că nu le face rău dacă muncesc. Ceea ce este absolut fals. Alte mituri sunt mitul ăsta care cred că numai în România există, cu cui pe cui se sfate. Băutul de dimineață. Este cel mai groaznic lucru. Deci în momentul în care ați ajuns să vezi de dimineață, deja dependența de alcool este clară. Pentru că bei dimineață, să zicem, ca să-ți iei tremuratul care este de la sevraj, da? Pentru că virgul corp, creierul cere alcool. Dar bei 50 de mililitri, să zicem, de tărie, dar nu te oprești aici. După aia, peste 2 ore mai bei 50 de mililitri, peste 2 ore mai bei 50 de mililitri și în felul ăsta ajungi la un consum care este pe toată durata zilei și care, normal, face rău întregului corp, cum am spus. Dacă puteți să mai discutăm și despre scăderea capacității, adică alcoolul influențează capacitatea de concentrare, de randament a persoanei în cauză? Absolut. De ce nu avem voie să conducem dacă suntem sub influența alcoolului? Pentru că reacțiile noastre, capacitatea noastră de atenție și așa mai departe sunt afectate. Poate părem așa zmei atunci când suntem sub intoxicația alcoolului, dar de fapt mai apoi descoperim că lucrurile nu sunt făcute așa cum trebuie. Și oricum, repet, pe termen lung, este afectat creierul. Există demența alcoolică. Da? Demența determinată de consumul constant de alcool. Persoane care la 65 de ani au creierul făcut, scuzați expresia neacademică, varză, pentru că au consumat alcool. Nu pentru că au Alzheimer, nu pentru că au altă afecțiune. Problema consumului de alcool este una foarte, foarte gravă și datorită faptului că persoana trebuie, repet, în primul și în primul rând să recunoască că are o problemă. Fără asta nu se poate face nimic. Asta vreau să vă întreb. Ajung să îmi dau seama că am o problemă cu alcoolul. Care sunt pașii? Unde trebuie să ajung? La psiholog? La psihiatru? La, nu știu, la vreun vraci? Habar n-am. Spuneți-mi dumneavoastră care e calea cea bună. Deci eu, în primul rând, am vorbit cu asistentele mele și am decis ca la cabinet să nu se mai facă programări de către soția, mama, persoanei care este dependentă de alcool. Pentru că dacă pornim așa, înseamnă că deja am pornit cu stângul și nu avem șanse de reușit. Înseamnă că persoana respectivă acceptă să vină la mine, dar acceptă să vină pentru că i-a zis soția, dacă nu te oprești, divorțăm. E un compromis pe care nu puteți să-l faceți, chiar dacă este în beneficiu pacientului. Dar nu este în beneficiu pacientului. Nu este în beneficiu pacientului. Pentru că pacientul vine aici și îmi spune că eu nu am niciun fel de problemă. Soția m-a trimis la dumneavoastră. Și eu nu am probleme cu alcool. Repet, ce v-am spus mai înainte. Eu pot să mă opresc oricând, dar nu vreau. Da? Și atunci nu are sens. Este o pierdere de timp și pentru mine, este o pierdere de timp și pentru pacient. Nu este o lipsă de empatie sau o lipsă de dorință de a ajuta persoana. Ajut cu mare drag.
dar persoana trebuie să vrea să fie ajutată. Altfel pierdem timpul. De ce să vină cineva care este târât de soție aici, în cabinet, când poate să vină cineva care chiar vrea să fie ajutat? Timpul meu este limitat. Și atunci eu trebuie să îmi dozez acest timp și să-l folosesc pentru acele persoane care vor, într-adevăr, să fie ajutate. Și în final să vorbim despre tratament, pentru că până la urmă despre ăsta este poate lucrul cel mai important. Tratamentul poate fi și medicamentos. Într-adevăr, sunt medicamente care pot ajuta, care acționează în moduri diferite, numele care interferă cu alcoolul și creează o stare de rău fizic, gen antalcool, disulfiram. Unele care scad craving înseamnă cheful de a consuma alcool. După aceea, psihoterapia. Există clinici specializate și acum avem și în România cele clinici, poate pe care le-ați văzut prin filmele americane, unde merg cunoscuții actori ca să se dezintoxicheze, dar vorbim de dezintoxicarea psihică. Dezintoxicarea fizică, adică ieșirea din acel săpraș pe care îl face persoana dependentă de alcool după ce intră pe consumul de alcool, care înseamnă tremor, anxietate, stare de rău și care se poate complica cu convulsii sau cu cunoscutul delirul tremens, când începi să vezi în special animale și așa mai departe, aia se face în spitalul de acuți. Dar în aceste clinici se stau pe 2-3 luni, la noi în Moldova sunt în zona Bacăului două astfel de clinici și se începe un program de genul acesta, de exemplu, al alcoolicilor anonim. Și mai apoi se face terapie de grup chiar de două ori pe săptămână și de principiu toată viața. Pentru că vreau să fac diferența între afecțiunea cronică și afecțiunea acută. Afecțiunea acută înseamnă că faci o pneumonie și în urma pneumoniei iei 10 zile de antibiotic și ai scăpat. Afecțiunea cronică înseamnă că ai azi bronșic. Dacă nu-ți mai dai cu puful, oricând poți să faci o criză de asta. Deci toată viața. La fel este și cu dependența de alcool. Dacă nu menții constant legătura cu grupul sau nu este o luptă continuă în fiecare zi cu dorința de a consuma de alcool, am avut pacienți care au consumat și au fost abstinenți, adică nu au consumat alcool și 7 ani de zile. Și după 7 ani de zile au spus, ok, acum pot să beau o bere, să sărbătoresc și cei 7 ani sau 10 ani. Și de la acea bere, în 2 săptămâni, am ajuns să bea din nou o sticlă de whisky. Și mi-amintesc că nici nu eram psihiatru când am văzut un film american, nu am interes să vă spun nici anghii de cum se numea. Și cu asta o să termin. O petrecere în familie la care fica sărbătoritului, ca să spun așa, își invită și prietenul. Și la un moment dat prietenul spune, dar ce sărbătorim? Și tatăl spune, sărbătorim 10 ani de zile de când sunt abstinent. Și ce-a mai spus, un lucru foarte interesant tatăl, și să știți că și în ziua de astăzi, fiecare zi este o luptă. Fiecare zi este o luptă să nu mă duc să iau să beau ceva, pentru că știu că dacă mă duc și beau un pahar de vin, în 2 săptămâni voi deveni din nou dependent de alcool. Ca urmare, răspunsul la tratament este medicație, psihiatru, clinici specializate pentru adicții. Desigur, dacă e o dependență care duce la sevraj, internare, întâi în spitalul de acuți pentru a face dezintoxicarea fizică și grupuri de suport, cum este grupul alcoolicilor anonim. Este o luptă foarte grea, iar punctul 5, cel mai important în tratamentul problemelor legate de consumul de alcool, este voință. Trebuie să înțelegeți, dacă aveți astfel de problemă, că este o problemă gravă, e o problemă care cu siguranță va duce până la urmă la deces, și la un deces prematur, nu mă refer la un deces la
o vârstă normală, așa că să nu luăm în glumă consumul de alcool, să nu, eu unul personal intenționez, eu le-am spus copiilor mei, voi nu consumați alcool decât, numai, decât în momentul în care nu mai exist eu. Nu mai zic de, repet, celelalte substanțe. Vă doresc să apelați la ajutor dacă ceva din ceea ce am spus astăzi vă pare cunoscut și vă puneți întrebarea dacă aveți o problemă. Apelați măcar ca să întrebați, să vedeți dacă aveți într-adevăr o problemă și tratați această problemă. Tratați-o la fel cum tratați hipertensiunea, cum tratați o boală cardiacă și așa mai departe. Este o boală la fel ca toate celelalte boli.